Reușit în sfârșit să-i găsească o casă lui Alex, tigrul bengalez crescut în curtea bunicilor de un tânăr din Arad, după ce mai multe grădini zoologice din țară, inclusiv cea din capitală, au refuzat să primească felina. Specialiștii grădinii zoo din Târgu Mureș au anunțat că ei sunt pregătiți să-i ofere un adăpost lui Alex. Până când actele vor fi gata, tigrul rămâne însă în condiții improprii. Pane, omoare numai cu lăpile. Poliția animalelor trebuia să-l ia pe Alex de la proprietar. A și făcut-o, a dus tigrul bengalez la poliție. La rândul lor, polițiștii au dus felina la Lunca Mureșului în rezervația naturală. Între timp, inspectorii poliției animalelor înroșeau telefoanele. Au sunat pe rând la mai multe grădini zoologice din țară. Nici alte grădini zoologice din România nu au spațiu pentru un astfel de exemplar. În cele din urmă, puiului de tigru i s-a găsit un adăpost. La grădina zoo din Târgu Mureș se află în construcție un pavilion nou, așa că din septembrie Alex ar putea beneficia de toate condițiile. Până atunci, specialiștii au un padoc special amenajat pentru el. Am văzut la televizor aseară și am și apelat la 112 ca să ajung în legătură cu poliția de la Arad. Am stabilit o întâlnire luni, animalul să ajungă la Târgu Mureș. Până când actele vor fi gata, pentru că cei de la rezervația Lunca Mureșului nu-l mai puteau caza, tigrul a fost returnat proprietarului. Un pui în vârstă de 11 luni, care se apropie de maturitate, și care are un rahitism de gradul 3 sau 4. Tânărului stăpân s-a pus în vedere să-i construiască urgent un țarc mai mare și să fie foarte atent la hrana pe care i-o dă lui Alex. Au o rație între 9 și 11 kg de carne pe zi. Florin, tânărul care l-a hrănit cu biberonul și care a dormit cu Alex în pat până când puiul de tigru a împlinit 5 luni, spune că ar vrea să-și păstreze prietenul. El a depus azi cereri în acest sens la Poliția Animalelor și la Direcția Sanitar-Veterinară. Decizia va fi luată luni. Tigrul bengalez nu este o jucărie. Un motor